guys! Astăzi suntem în continuare cu seria noastră de 5M pe Zentrix și de asemenea este ultimul episod de pe serverul ăsta. So, hai să vă explic ce s-a întâmplat data trecută din ce s-a discutat și ați observat din episodul anterior. Am încercat să vedem care este faza cu Nico și de asemenea am fost vindecați de otrava care a fost în corpul nostru și norocul doctorului pe care ni l-a adus Nico pentru că știa deja toate tipurile de otrăvi care erau să ne omoare fix în ziua respectivă. Deci nu vine să cred, deci Dominusul credea că otrava aia ține pentru corpul meu 3 zile, când de fapt pur și simplu ținea 2 zile și noi puteam muri în ziua respectivă. Deci am avut mare noroc pentru că a apărut Nico, a zis că bă, chemați doctorul că nu este bine. Partea cea mai ciudată este că nu-mi dau seama de ce Dominusul a vrut să mă otrăvească fix numai pentru 3 zile. Pentru că otrava asta, până la urmă, ori putea să dea antidotul, ori putea muri. Dar el n-a vrut să mă omoare. El a zis că vrea nu știu ce, dacă mai țineți minte. Și ce mai ciudat lucru este faptul că eu l-am avut în viziune și nu-mi explic de ce. Dar pe de altă parte, când l-am întrebat pe Nico, bă, de unde îl știu și care e faza cu el, a zis că îl cheamă Dominusul Purple, Dominusul Mov, da? Și Dominusul Purple, familia Purple, a fost omorâtă cică de Nico. Și o să vreau să întrebăm în seara asta, pentru că na, acum este târziu, o să vreau să-l întrebăm pe Nico de ce a omorât familia lui Dominusul, familia Purple, pentru că tot nu ne-a dat un exemplu clar, a zis că ne va spune astăzi și de asemenea sunt curioasă care este faza, pentru că a zis că o să ne spună niște lucruri din copilăria noastră, pentru că Nico știe foarte multe lucruri despre mine pe care eu nu le știu și a zis că astăzi o să ne spună totul. Deci, hai să mergem frumos să vedem care este faza și poate îl găsim și pe Dominusul prin casă. Wow, leu, funduleț, ce e pe aici? Ce faceți? Uite, ziua, bună ziua. Discutam și noi despre meciul de aseară. Între Ronaldo și Messi. Am înțeles. Știi, România ai cu țara noastră. Ah. Știți unde este Dominusul sau Nico? Cred că jos. Nico parcă jos, Dominusul e la plecat Gagici. Cu treabă, da. La Gagici, la băieți, cum ar fi. Cum adică da. E plecat cu treabă? A găsit un club de noapte da. Pentru băieți în oraș. Aici păi și lăsați așa de... Păi nu ziceați că îl țineți o static, acum îl lăsați în pacea voastră? Când îl vedem cu pasiunea ale lui nebun, ne lăsăm în pace. Poftim? Eu am putut David cât am putut, cap. Dar n-a mai rezistat el și face o pauză. Păi, dar eu știu, eu cred că n-a mai rezistat săracul Dominusul după ce ai făcut azi noapte. Făcut cum mă să... Tu iar te-ai trezit, mă? Eu? A, nu. Da, mă, tu te. Păi, na, știi cum e cu băutura, cu alea. Bă, dar aveți femei în casa asta? Da. În afară de tine, da. Păi din și fericire. Femeia din spatele tău, ce, nu mai e femeie? Păi, ba, da. Păi, tocmai ai zis că singura femeie e eu. Păi, și ce e? În afară de tine da, este. Am înțeles. Ești un pic cam chiară. Da. Și cine e doamna? Mășeli? Hai că da. Mășeli? Adică hai că nu. Dar noi nu mă știi? Păi dar cum facem așa? Păi dormi cu mine și mai sărutat pe fund. Teo, e gagică ta. E gagică ta, Teo. Hai, ta, ai gagică, Teo? Nu, tu ești gagică lui, da. Am vorbit nu? Aseară tu cu Nico. Tu ești gagiul meu? Cum adică, mă înșeli? Nu. Nu. Poate să-ți confirme și Nico, am vorbit aseară. Nico, de ce zici că Nico e iubita mea și nu e iubita mea? Mă, Nico, David mă înșeală! Cine e doamna asta? Nu te interesează. Nevasta lui, da. Cum adică nevasta ta? Păi stai mă puțin, nu era împreună cu Carmina? Nu. Păi da, era împreună cu... Păi era cu Carmina, dar tu ai zis! Ai zis, tocmai ai zis că a fost un mantra. Ce omiți? A, omiți pe fată. Vezi că fată, vezi că băiatul ăsta e căsătorit cu o fată, Carmina, care este sora lui domnul ăstuia și efectiv a și dormit cu mine și m-a pupat pe fund. Ok. Okay, astea au fost trecut. Ia stai puțin. Nu băga în seamă pe Zoom că încă e sub efectul. Stai! Ia stai puțin. Stai. Zumi. Ia stai-mă puțin. Tu nu-i... Mi se cunosc de mult. Stai-mă puțin. Îmi sună foarte cunoscută vocea fetei astea. Și mie. Cunoscută vocea ta. Bă, ne cunoaștem de undeva? Gata. Da. Mi-am adus aminte. Deci, sunt fata de la croitorie. Acum. Mă, ce? Bă, stai, te-am furat? Te-am furat și pe tine? Mă, no, bă, handicapatule, cum reușești să furi toate fetele? Atreabă-mă, frate, că nu m-am furat-o. N-ai furat-o? Te-a furat? Nu. Păi cum ai ajuns aici? Păi ne-am întâlnit, dragoste la prima vedere și nu te mai interesează de aici. Hai, du-te la somn. Dragoste la prima vedere? La primul claxon, hai, du-te la somn. Doamne, păzește, mă, Nicu, ia vină încoa cu mine. Da, o să-ți ucide. Bă, știți cine e fata? E fata de la croitorie, chat. Dacă mai țineți minte, au fost două fete și era una care s-a băgat cu noi în seamă când am fost intoxicați. Înainte de a fi intoxicați, mai țineți minte, chat? Bro! Bă, ce fiți ce-a luat? Cum să zic că aia a fost doar în trecut. A, zomii, băieții mi-au zis să te bat. Nico!
Vezi că vrea să mă bată! Da, bă, ți-am spus să stai cu bete, bă, tu nu mă crezi, bă, că casa seamnă mie, bă, tu nu înțelegi o vorbă, bă. Băieții, da. Ia pregătiți voi mașinile, luați-l și pe David de jos. Păi nu, lasă-mă să vorbesc cu tine puțin. Păi vorbim după ce pregătește mașinile, uite, mergem amândoi. Păi, dar pentru ce să le pregătiți? Ajutați-mă să mă ridic. Păi nu trebuie să mergem la antrenamente cu băieții? Așa, dă-mă jos. Hai că mă duc la mașină, antrenamentele lor, au și spus ieri. Da, așa, am spus data trecută cu el la nu știu ce antrenament. Ia-o înapoi. Opa, scuze, n-am vrut. Pe tine te găsăru. Dar numai dacă iar îmi dai, te mă julești. Na, că ți-am lovit femeia din greșeală, acum trebuie să o pupi. Scuze, iubirea mea, te iubesc, să știi. Locați la tata aia, am vrut. Așa, deci, domnul Nicu, am și o întrebare. Mai ții minte? Stai lângă mine, mai. Să stau lângă tine? Da, dă-mă picioare, ce bine, hai că stau lângă tine, na. Deci, domnul Nico, am și o întrebare. Două, de fapt. Deci, prima întrebare este în felul următor. Mi-ai spus ieri că îmi spui, în primul rând, care este faza cu familia Purple și de ce ai omorât-o? E cam complicat, dacă vrei să zic. Poftim? E cam complicat, dacă vrei să zic. Păi spune-mi. Păi, cum ar veni, eu cu bătătă înainte, de că eu copilarea am omorât, așa? Așa. De ce ți-a povestit? Și... Noi am fost mafioți și familia Purple și nu știi? Așa. Și noi eram o familie cu barbiri trăsă, știi? Și dintr-o dată, taică-sul Dobiloțu, care mi-a scăpat din fericire sau din păcate, a fugit cu toată familia, adică mi-a curat toți banii din casă. Să-ți dai seama, să mă fură pe mine, adică e aiurea, plus arme, plus... Deci, aproape am mai rămas 2-3 membri din familia mei. Așa. Deci când am auzit că e din familia Purple, am zis să-l omor și pe el, dar din fericire, de cu pauza ta, de se înțeleg că nu i-ai omorât în totalitate familia lui. Păi mai a rămas 2-3 membri. Acum nu știu dacă a făcut copii, dacă asta, nu știu. Păi el spune că mă știe de când era mică. Deci care a fost faza? Adică era ceva o mafie familia Purple. Da, nu știu acum. Nu vreau să zic tot ce știu despre tine. Pentru că nu prea mai atât. Știi că tipul la mine costă mult. Mai ales că am războiul ăsta pe cap. Ce război? A, alea cu mafia, nu știu ce, acuza? Da. Altceva? Ce mai vrei să știi? Deci tu spui că nu știi absolut nimic legat de băiatul ăsta în totalitate. În totalitate nu știu dacă e din familia aia, că sunt mai multe nume în orașul ăsta. Așa. Dar dacă e din familia aia, s-ar putea să-i tai gâtul. Da, nu-i tai gâtul. Nu-i tai, dacă zici tu, nu-i tai. Să mor eu dacă te vede. Păi și de curiozitate, de ce l-ați lăsat să plece, având în vedere că tu spuneai că, bă, să nu pleci nicăieri pentru că este o staticul nostru și acum se duce în cluburi? Păi stai așa, că aici e o problemă. Tu nu știi despre chestia asta? Nu. Păi ia vorbește cu Teo și cu Lăcustă. O să vorbesc după. Ok. Pentru că lasă să te izbeliște și nu este bine. Pentru că, na, parcă l-ai ținut o statie și acum stă prin cluburi. Cum este treaba? Lasă-l că oricum, e urmărit, i-a pus chip, ești nebun. E pus chip? Ok, bine. Și mi-ai mai spus la un moment dat că îmi vei spune legat de copilăria mea. Băi, am stat mai bine și zic să mai așteptăm un pic, adică, na, mai așteptăm puțin. Că trebuie să fac și un război și să antrenăm băieții că... Dar nu poți să-l spui acum. Nu. De ce? Prea multe întrebări, zic. Nu e bine deloc. Nico! Nico! Îți dai seama, bă, ești nebun. Unde stai, bă? Cred că afară. Dar chiar nu poți să-mi zici măcar puțin ce... Care-i faza? Tu când erai mică. Așa. Aveam un prieten foarte bun din grădiniță. Așa. Doar gândește-te puțin că aveam un loc de joacă. Te jucai cu el. Atât poți să-ți înțeles. Aveam un prieten în grădiniță cu care aveam un loc de joacă cu care mă jucam. Da. Cu noi? Da, dar unde mergem? Mergem să antrenăm băieții ăștia. Ok. Băia, hai, două locuri libere, spate. În spate. Urim. În premor, în ce dracu. Unde urc? Aici. În spate. Aici urc? Nu, în spate, acolo, în spate mașina. Eu te rog frumos să conduci frumos. Încercăm. Unde mergem? Mergem să ne antrenăm. Unde? Am să văd. Deci nu se poate deloc? Mai așteaptă și tu câteva zile. Eu știu. Ce să nu se poată? T-a făcut? Ce să nu se poată? Nu contează. Ce vrei, Teo? Eu? Vrea și el ceva, dar nu am. Ce vrea, Teo? Hai zi, Teo, ce-ți dorești la viața asta măruntă? Pe Dominuțul. Ai vrea pe Dominuțul? Nu. Aici sau în fața acolo? Aprii 700 la ora ăla să mor. Aici. Unde mergem? Unde suntem? Ce amintire am. Amintiri? Ce amintiri? Aici m-a abandonat tata când era mic. Nu era aici, bă, era la benzinărie de burul. A, da. Aici, lângă. Eu prost. Am 7 la oră, da?
Hai, dați-vă jos. Ți facem un deșert? Antrenăm. În deșert? O să vezi. Păi, în deșert eu din câte știu stau mai mulți mafioți. Ce să faci dacă vin alți mafioți? Ăsta e teritoriul meu, ai uitat? Hai că tot orașul dacă e. Tot orașul dacă e. Tot orașul dacă e, da, mă, da, da, mă, da. I-au zis, bă, cam băieți. Încet ați mers, cam încet. Am eu o vorbă. Ai... Tot orașul alunico, toată zumii a mea. Azi vreau să vă antrenați pentru ceea ce vine. La ce vine? V-am spus ieri. Al cincilea război mondial. Băi, al treilea, bă. Nu, taci, bă. E al cincilea. E al cincilea pentru noi. E al cincilea? Da. În nesfârșitul lumii? Dobi, o să fie, stai liniștit. David, ce propui? Să tragem noi ca băieții, nu? Și ce facem? Mergem sau alergăm? Tu poți să faci ce vrei. Mai ales Teo. Păi și eu ce fac? Teo, tu stai lângă mine, ce să faci tu? Joci foarte. Teo, da. Ai sniper la tine? Ok, te duci sus. Ok. Care sus? Și fixezi raza. Uite acolo. Pe turnul ăla. Da. Ai sniper? Dă-i. Am. Ia, da. Ia, da-ți acolo, sniper skill, Eugen. Cu Eugen e per. Ce faci? Ce faci până la urmă? Eu primeam la orfelinate, Eugen, când eram băiat cu minte. Lăcustă și Alex, după ce termin. Dar ia-i tu pe băieți, mă, că eu nu știu ce cum să-i vezi așa. Dar nu, bă, ce... Nu merge? Nu l-ai la tine? Dă-te și tu, David, așa. Voi vă duceți la turnul ăsta, așa. Eu cu Teo? Da, vreau amândoi să vă fixați raza pe tot locul acesta, cu sniper. Da, la sniper. Lasă, hai că stăm cu AK-ul. La ajunge care... Dar nu merge să-l scoți. Nu-l merge, că e prea mare și am mâinile firave și am... Pentru că n-aveți geantă, de unde să-l scoateți? De pe josul josului? Păi dacă mi-l dă în mână, băi, deștept. Ia, deschide gura, deschide gura. Da? Să deschid gura? Mamă, uite ce a ieșit. Mamă, să-mi bat... Eee, eu cred că nu vezi ce am, nu vezi că am suport. Tu de unde ai arme, bă? Lasă-l pe David. Fii atentă, ce am eu geantă, ia fii atentă. Bă, dar tu mă vrei ca nevastă și mă ameninți, ești nesimțit? Băi, eu te vreau ca nevastă, dar tu nu mă vrei ca bărbat. Liniște, Zumi, Zumi. Da. De unde ai arme? De la Teo. Nu, bă, da, deci ca să zic față, întâmplare amuzantă. Deci m-am dus și am cumpărat nerf, dar nu era nerf, era arme. Alex, vin un pic. Și erau prea multe și n-aveam ce să fac cu ele și am dat și lucruri. Da, ok, aliniere aici, toți, pe linia aceea. Care linie? Da, facem puntul de cantonament. Unde e lăcustă? No. Bine. Hai că stau lângă pletosul ăsta de aici. Hai cantonament la poză. Așa. Cine e cu bandana la lagură? Eu. Păi, cum te... Negruț. Te cheamă Negruț. Dar ești tigan? Bă! Ești handicapat? Taci, tu ce ești? Păi, mie îmi plac. Teo, tu ce ești? Eu? Da. Bețivie. Teo, ce să fiu? Ești un bețiv, bă. Hai, în afară de zubii, alergare până la jumătate de teren și apoi. 3, 2, 1, pleacă! Și că de unde alergăm? Bă, tu, de ce? Păi, bă, vedeți cum alergă ăsta? A alergat ca mine, bă, da? Mai șchiop de un pic. Na, mă, na! Uite-mă la el! Cât vă rog să vostru, bă? Bă, n-au șanse, bă, chat, n-au șanse. Mai și folosi săritul. Bă, dar bă, de sincer, unde e copacul ăla care hai să mergem? Să mor de mai așa. Bă, am sărit eu odată și acum am sărit 100 de metri. Mamă, dă, nu vă dai o bătaie la toți. Bă, dar care copac, că eu vă numai boschezi. Asta zic și eu, hai să mergem cu întâlnă până la capăt, că cred că la jumătate, vă zic eu. Ok, vine. Sau vine unul cu mașina și zice să ne oprim. Poate vin mafioții de aici. Fi și o idee bună. Știi că facem după aia, mărim ca eroi. Da, mă, da. Da, mă, gata. Gata, mă, hai să facem rotire. Da, unde e copacul? Nu știu care e copacul, dar haide, mă rog. Da, mă, aici. Întoarcere. Întoarcere, na. Păi stai, mă, că el a făcut întoarcerea... Mamă, păi gata, eu s-a treia acum. Nu mai avem șanse. Ce vrei? Zi. Ți-am zis de bunica mea. Ce? Și a murit? Nu. De ce s-a întâmplat cu ea? Da, bunica mea a fost vrăjitoare în tarot, știi? Așa, și? Și negruțul, practic, era finul ei. Așa, și? Și, practic, acolo l-am recunoscut, dar să știi că eu apreciez fiecare om, nu contează. Și germanii, și englezii, și nu mai are oameni să fim. Îți plac și aia, îți plac și aia fării? Ce să ia? Oamenii care se cred câini.
sau animale, nu știu cum. Păi eu mă cred animal în pat. Păi nu, aia se cred cu tot cu blană. A, nu, aia nu. Adică, bă, n-am nimic cu ei, dar... Aia e. În schimb, de tine îmi place cel mai mult. Bravo, 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 așa, băieți. Mă, Nico, vezi că aici nu mai sunt copaci, aici sunt boscheți. Zumi copac ăla din față. Ăla din față, Zumi, nu ăla până le-am mers noi ca anicopații. Aia e, asta înseamnă că suntem cei mai bravi. Da, am alergat în plus, noi suntem o echipă unită, am alergat în plus. Teo, da. David, da. Teo și David, sus acolo, hai, vă rog. Păi și eu ce fac? Sus aici. Păi nu, că să știi că poți să-i țintesc dacă dorești, de aici îi țintesc. Până și cu pistolul poți să-i țintesc. Alex și negruțul. Și tu? Și eu. Și eu. Păi tu cum te iau? Eu! Da, eu. Cu eu! Deci eu, și da? Tu, hai și tu! Hai, devină un ca, pletosule, cum te cheamă? Albică! Halva! Vină un ca, Halva, oa mea! Glumesc, nu ești a mea, dar ești Halva! Poți să fiu și altul dacă vrei! Nu, e ok, că după te mănâncă Teo! Dar ce facem aici? Nu tot! Da. Și ce facem aici? Ce faci aici? Eu bat în cauciuc, așa se face munci. Muncă de aia. Munci? Munci de aia. Păi și... Munci de aia. Să iați alții în cauciuc, nu știți. Munci nici de aia. Păi, asta e tot? Dau cu barosul aici. Nu e chiar așa precum pare ce face băiatul ăsta. Dă-l Teo. Cum adică, băi, voi nu țineți cu Teo? Păi, a făcut copii cu copiii. Da, Zumi. Da? Am și ceva pentru tine. Da, ia spune-mi. Uite, păi aici. Așa. Și cânti. Ce facem? Nu cânt, lasă-mă. Nu, dăm treabă de mascul. Ok, negruțul? Ia spun. Dăm ceva în care să trag. Uite, pot să încep cu David. Tu văd că nu prea ai mușchi pe tine. Eu? Nu. M-am speriat puțin. Negruțul. Așa mai slăbuț, ce să fac? Fii atent, te antrenezi, să-ți faci, nu știu, vin mai mascul. Vino cu am. Du-te, Halva, te mănâncă, Nicolae. Voi, fetelor, ce faceți, dragilor? Nu vă băgați și voi la păcut mușchi? Vreau și eu, ba da, dar ce facem? Păi uite, dacă vrei, vorbești cu Nico să-ți dea un pistol și poți să tragi în cineva. Uite, în băieții de sus, dacă vrei. Care-i Nico? Care-i Nico? Nico e domnul cu vestă neagră care vine acum spre noi. Hai, Zumi, vină. Să-mi pușcăm? Scuzați-mă, dar mă cheamă... Da? Ce? Mă duci sus? Hei, ce faceți, porumbeilor? Vine talibanii, vine talibanii. Nu mișcă nimeni, cine mișcă, mișcă mort. Scuze, șef. Mie îmi place să stau lângă David. Dar ce mi-ai adus-o pe Zumi aici? Ca să te mănânc. Vrei să mă mănânci? Nu, să-l mănânc pe ăsta. Da, voi vă antrenați până mâine dimineață, s-a înțeles? Până mâine dimineață? Da, haide, vino. Nu! David nu vrea că cică și-a făcut gagic al dracu. Păi și-a făcut? Trebuie să vină Carmina acasă. Și tu, Nico, de ce ai mințit că Carmina nu este iubita lui și n-a fost? A? Îi ții apărarea? Păi da, cum adică trebuia? Zim, cum trebuia? Deci ești fratele Carminei și tu, în loc să-ți protejezi sora, tu mai bine îți protejezi un căcat de prieten care ești așa îți înșală sora? Băi, de gen, sora e pe primul loc și apoi prietenii, bă, ce what the fuck? Stai, mă, stai, că ei era dinainte, înțelegi? Mă, care tragi? Cred că ți-a spart roata. Da, sunar. Zici? Ți se va mai sparge o roată dacă mai continui traseul. Pe ce vrei să fac? Să te întorci și să iei altă mașină și să o lași. Da, să fie în siguranță că am condus mai mult. Bine. Ok, fii atentă. Si. O să te duc într-un loc în care poate ți amintești ceva. Mai ține de când ți-am spus că aveai un prieten și că jucai într-o căsuță? Da. E, o să te duc în acel loc, poate ți amintești ceva. E ok? Ok. Fii atentă. Tont. O să-ți arăt doar casa unde ți-am spus eu că am copilărit eu, cu familia Purple, da? Da. Ok, acolo o să amintești și tu ceva. O secvență, nu știu, poate să amintești. Nu mai spui nimic? Nu prea știu la ce te referi. E complicat. O să te duc când am timp liber ca acum, niște locuri, înțelegi? Așa. Care să-ți amintești tu câteva bucățile. Eu nu spun nimic, doar tu trebuie să-ți dai silința, să-ți amintești cine ești cu adevărat. Uite, vezi casa asta? Da. Ți-am amintit drumul ăsta? Ți-am amintit ceva? Nu. Imaginează-ți, puțină, că aici, fix la pomul acesta, era o căsuță din lemn veche, cu culoare albastră. Albastră. Deci, uite-te la pom și amintește-ți. Am spus, dacă am liber, o să-ți amintești totul. Nu pot să spun de la mine, pentru că am un semn de cineva. Te lipim al treilea ochi să ne aducem aminte, chat.
Nu mi-aduc aminte deloc. Ține minte locul ăsta. Îl ții minte. Vezi copacul acela? Care copac? Ăla? Cel din față. Da. Bătă că înainte, pe strada aceasta, a avut un accident foarte grav. Ce a avut? Un accident foarte grav. Așa. Din cauza unei fete, deci, el cum să spun, dar fix un copac, gen, lit piatra. Cam așa era câte, da? Așa. El pentru acea fată, el s-a îmbătat orice, după înșelare și despărțire. Așa. Și a condus. Nu știu, a făcut după raliu, pe aici, nu mai știu cu timp, de ce mi-aduc și aminte. Și venise cu viteză doar ce ieșisem din față de aici, vezi? Așa. Când văzusem, el intrase fix. Numai că am avut doctor bun și l-a făcut bine. Și ce treabă are asta cu mine? Acea fată este cineva pe care trebuie să ți aduci tu. Ce culoare avea părul? Brune, trebuie să mergem la mașină, să mergem acasă, vreau să mă aduc mine. Da, da, mă las să fac o poză. De aici? Da, păi am nevoie de telefonul meu, că nu l-am. Ia-l pe mine. Ok. Ok. Gata, am făcut poză. Ia telefonul. Ia altul. Păi... Oricum, n-am nimic în contacte. Ok. Ai întrebări? Nu, nu, n-am întrebări. Deci fii atentă. Acolo unde era pomul, era căsuța, da? Așa. Trebuie să amintești căsuța și băiatul. Deci căsuța și femeia? Nu, deci fii atentă. Băiatul avea 12 ani. Păi tu ai spus de o femeie. Nu, băiatul. Păi stai. Nu, am zis un prieten. A, la casa de copii, da, era un băiat de vreo 12 ani, așa, și că mai a fost încă o poveste cu butâcă în care, din cauza că s-a îmbătat din cauza unei fete care are părul brunet, a făcut accident. Ok. Numai tu și tu erai acolo. Eu eram acolo. Eu eram acolo. Eu unde eram? Acolo, la casă, sau? Undeva. Și tu spui că casa asta este proprietatea lui Butâcă sau a ta? Acum nu mai este nici a mea, nici a lui Butâcă. Da, era proprietatea voastră? Era înainte. Și-o... Era casa pe mine. Poate ești fata lui Butâcă? Păi și cum să fiu ma... M-auzi? Chat, eu am fost crescută de mama și de tata. Te aud. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut vreo legătură cu Butâcă. Singura legătură cu Butâcă a fost atunci când mi-a răpit-o pe mama. Dacă ți-aduci aminte de Butâcă, a zis că mama ta e soția lui. Poate înțelegi ceva din ce ți-am spus. Păi tata, mama mea nu era... Sau are s-a vopsit? Păi și tata a zis că mințea. Și la fel și mama zicea că mințea. Dacă mai țineți minte, după ce am reușit să o recuperăm pe mama. Mama a zis că ea de fapt nu a fost împreună cu el. Ce, stai mă puțin, n-are logică. Dacă eu eram când eram micuță la casa asta și mă jucam cu un băiat, nu, mă gândesc, încerc să-mi aduc aminte. Dacă eu eram acolo când eram mică și Butâcă s-a îmbătat pentru nu știu care, chat. Ce se întâmplă? Unde mergem acum? Nu mergem la băieții tăi sau mergem direct acasă? Mâine. Ce mâine? Mâine merg la băieți, acum mergem direct acasă. Păi îi lași pe coclauri? Nu, no, e ce să facă. Ah, ok. Oricum vine bătrânul și antrenează mai bine. Bătrânul? Cine e bătrânul? O cunoștință de-a mea. Auzi? Da. Am și o întrebare. Da. Știi pe unde este măcul de nești și tanță? Păi tu nu știi de ei? Eu i-am lăsat pe mâna... Lui Teo și la David, nu? Nu. Păi a cui? I-am lăsat pe mâna celui care v-am răpit din prima zi. Ăla care a intrat peste noi în clădire? Da, pe el l-a interesat doar pe... Pe doi. De ce? Pe doi, pardon, și nu pot să spun. Și pe mine m-a interesat de tine. Mă, ai văzut mie pe mi... fata aceea? Pe tanța? Ai rășcat-o? Ce ai rășcat? Da, aia din mafia ta? Da, ai văzut-o? Da. Era croitoreasă. Păi văd, gata, nu mai aveți fete în... cu care să vă combinați și luați fete la croitorie? He, fetele sunt de mult la noi. Cum adică sunt de mult? A fost un plan. Deci se înțeleg că planul ăsta, deci fetele, totul... Deci tu îmi spui acum că fetele alea nu erau croitorese și erau pur și simplu o înscenare pentru ca să mă angajez acolo și să fie spioane? Ceva de gen. Un băiat a zis când a fost răpită mama ta, vine o să-ți cunoști adevăratul tată. Adevăratul tată? Păi stai! Care băiat? Că eu nu mi-aduc aminte! Șeful! Stai o secundă!
Mă duc până în cameră, că mă doare puțin capul. Ce? Nu, că eu nu m-am întors de prost acasă, dar voiam să-l întreb pe Nico, dar de fapt mai degrabă te întreb pe tine. A trimis iubita lui David dacă poți să-i împrumuți, știți și folosiți voi fetele când e ce? Săptămâna aia mai aiurea. Te-a trimis iubita lui David să te întrebe dacă eu am tampoane? Da. Păi eu te-am rugat să mă duci să-mi iau pampers menstrual și nu m-a spus. Păi am crezut că ți-o fi luat Nico, a văd da. Care e el. Am și eu. Mă, cea, ce se întâmplă? Mă rog, cel mai probabil mi-a zis la mișto că... De ce nu mi-aduc aminte? Deci eu nu înțeleg chestia asta. Cum de eu nu mi-aduc aminte niște lucruri din copilăria mea? Și de ce... Chat, dacă... Chat, nu-mi dau seama deloc ce se întâmplă. Nu-mi dau seama deloc ce se întâmplă, chat. Zumi, m-a trimis Nico la tine. Să? E un moment greu pentru mine, să știi, am multe emoții. Vrei să fii... Cea care îmi dă tampoane? Ah, ok. N-am tampoane. Nici el n-are. Du-te la un magazin de pe aici. Dar nu știu de care să cer. Mi-a venit fix în ziua asta. Nu știu, mi-a zis doar lasă-l okay, pe David de obicei... în pace, du-te acasă și adu-mi tampoane. Mm-hmm. Păi cu cât e tamponul mai gros, cu atâta absorbe mai mult și este mai bun pentru fete, mai ales noaptea. Deci să fie gros. Da, de obicei le observi că sunt groase la atingere. Că are un puf anume, special pentru noapte. Dar ce anomalii au dacă sunt groase la atingere și au puf? Cum adică anume? Nu, gen nu-i puf, nu știu cum să explic. Vata aia este mai groasă. Are vată? Da, este o vată specială. Păi, David, într-adevăr, era groasă la atingere, dar n-avea vată. Păi, noi nu vorbim despre tampoane acum? Ba da. Și tu de unde știi cât e groasă aia lui David? Deci cum ar veni a fost extorsiune planetară și de-aia am ajuns acasă ca să-i aduc tampoane. Cred că m-a dat pur și simplu afară când nu mai avea chef de mine. Te-ai dus la baie cu ei și a trebuit să-i o ții sau ce ai făcut? Hai că baie în deșert acolo. Și te-ai dus după un tufiș și nu mai... Ce s-a întâmplat? Era cu AVP-ul în brațe? M-am dus pe turn și țineam AVP-ul. AVP-ul lui sau AVP-ul tău? AVP-ul lui. El îmi ținea mie AVP-ul meu. AVP moale sau tare? Tare, cel mai șmecher. A, deci AVP-ul cum trebuie, cu gloanțe, da? Nu altceva. Da, mă rog, gloanțe. Vorba bine. Da. Du-te la magazin, o să ai acolo tampoane, mov sau roz. De obicei cele roz sunt cele mai soft, cele mov sunt pentru noapte. Care sunt mai groase? Cele de noapte. Adică alea mov? Da. Adică dominuțul? Nu? Da, adică el. Sigur nu vrei să fii dominuțul, de-aia am venit de fapt ca să... Nu, e ok, mulțumesc de ofertă. Mă suna mama, dar mi-am amintit că mama e moartă. Pot să plec, doamnă. Noapte bună. Noapte bună. Cum o frate să spui așa ceva, pui mei? Bă, e gay! E gay! Teo este gay! Cum o să... De unde știa? De unde știa de-a lui David, în pui mei? Bro, ce se întâmplă? Bă, îmi dă cu... Doamne, îmi dă cu virgulă, doamne, păzește-mă! Bă, nu mai înțeleg nici ce se întâmplă cu mine și care-i faza cu BTK și care-i faza cu mine din copilărie și nici nu înțeleg care-i faza cu Teo. Dar tot ce vreau să vă spun acum este că sper să aflăm care este faza cu trecutul nostru și să încerc cumva să-mi dau seama care este faza cu povestea asta pe care mi-a spus-o și cu locația pe care mi-a spus-o Nico și dacă aveți voi vreo idee, vreau să-mi scrieți în comentarii pentru că poate mi-aduc și eu aminte ceva, pentru că chiar nu-mi dau seama, poate uit eu ceva. Bro! Și de asemenea, spam în comentarii cu Teo gay.